Fie că este vorba despre administrație publică, despre retail, despre FMCG, logistică, despre profesii liberale, financiar bancar, farma sau despre ITNC. Când este vorba despre acte oficiale, dă valoare juridică semnăturii tale electronice și folosește semnătura calificată. O campanie de conștientizare CertSign. Îți dăm în scris dacă nu ne crezi. Exact, de data asta uite că vă dăm verbal, chiar dacă vorba volant, scripta manent. Dar alături de noi în studio se află reprezentantul CertSign, mai exact Mugur Dâlgaru, manager clienți business unit servicii de încredere CertSign. Salutare, Mugur! Salut, Sorin, și mulțumesc frumos pentru invitație. Mugur, am venit aici să rezolvăm trei lucruri cât se poate de clare. Primul e mai mult decât bine enunțat aici pe foaie în fața mea, așa că vă rog frumos. Apropo, dacă aveți întrebări, 0758948948 despre semnătura calificată, atenție, semnătura digitală calificată. Așadar, 1. Dragă Mugur, spune-ne, care sunt profesiile liberale și care este experiența lor cu semnătura calificată până în momentul de față? Sigur că da. Profesiuni liberale găsim în toate segmentele economice din România, indiferent că ne uităm la sectorul public sau la sectorul privat. Ca și exemple, avem domeniul tehnic, să-i spunem așa, evaluatori, experți tehnici, arhitecți, constructori auto, etc. Mai avem sectorul juridic, reprezentat de executori judecătorești, avocați sau practicieni în insolvență. Mai există și domeniul economic, unul foarte, foarte mare, care se regăsește și acest domeniu este reprezentat de, experți contabili și contabili autorizați. Corect. Mai este și sănătate, domeniul sănătății, unde vorbim despre medici, generaliști, specialiști, farmaciști, asistenți, medici stomatologi. Să știi că m-am confruntat de curând, apropo, cu, apropo de acest segment medici stomatologi, m-am confruntat de curând cu chiar o situație la care, uite, mă țineam tot așa să vă spun, dar uitasem data trecută și am zis că ok, n-am menționat atunci, dar sigur trebuie să menționez. Mi-ai adus aminte și mi-ai pus mingea la fileu. În Suceava, acum o lună de zile am avut niște treabă inclusiv pe la spital și surprinzător toți doctorii de acolo, de la salonul respectiv unde eram eu, toți aveau semnătură digitală certificată. A fost pentru mine o chestie wow. Așa că da, felicitări și aia e. Da, sigur că da, pentru că acum sunt câteva domenii majore care acționează cu semnătură electronică de foarte multe vreme. Printre acestea se regăsesc chiar și medicii, de care tu spuneai, sunt medicii care colaborează și utilizează semnătura electronică în relația cu Casa Națională de Sănătate. Vorbim despre contabili în relația cu ANAF, vorbim despre achizițiile publice din SICAP. Ok, hai să trecem la punctul 2. Dincolo de interacțiunea profesioniștilor cu instituțiile statului, cum ajută semnătura electronică calificată asociațiile și membrii acestora în activitățile lor de zi cu zi? Da, aici sunt două perspective. Una este face referire la digitalizarea proceselor organizației în relația cu filialele, în relația cu membrii comitetului executiv, cu partenerii, cu furnizorii. Sunt foarte multe decizii care necesită asumare și responsabilizare din partea acestora. Așa e, niciodată drumul nu ar trebui făcut, știți cum se zice, până la capăt, ci până la jumătate, de cealaltă jumătate ar trebui să fie și ceilalți părtași, cum a venit, să facem lucrurile împreună. Bun, uite că am ajuns la punctul 3. Cum vă propuneți să creșteți adopția de către aceste profesiuni liberale și mai am încă una, dar uite, hai să ne concentrăm întâi la asta. Cum vă propuneți să creșteți adopția de către aceste profesiuni liberale? Practic, CertSign își propune să devină și în această situație, în cazul profesiunilor liberale, să devină partenerul de transformare digitală. Cum facem asta? În primul rând, trebuie să stabilim faptul că există un cadru legal care recunoaște semnătura electronică calificată ca fiind singura echivalentă cu semnătura holografă. Practic, avem tot cadrul legal, atât legislația națională, cât și regulamentul european eIDAS 910/2014. Wow! Bun, și mai am o completare cum a venit. Ce își propune CertSign în ceea ce privește acest segment? Practic avem în tot acest context, avem un contextul favorabil și anume
procesele care se pot optimiza între asociații și membri. Avem cadrul legal. Avem soluțiile de semnătură electronică. În emisiunile trecute, colegii mei au prezentat platformele de semnare CerSign, platformele WebSign și FlowSign. Avem bunele practici. Practic avem toate ingredientele necesare implementării semnăturii electronice la nivelul profesiilor liberale. Să știi că, uite, am reținut ceva din interacțiunea noastră de astăzi. Am reținut și eu, așa mi-am notat, PTD, Partener Transformare Digitală. Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult asta. Mugur Dâlgaru, doamnelor și domnilor, manager clienți, business unit, servicii de încredere CerSign. Mulțumesc, Mugur, te mai aștept cu mare drag oricând să ne mai explici una alta și cum funcționăm în lumea asta în care se pare că încet, încet ajungem să nu mai putem funcționa fără o semnătură digitală calificată. Așa este. Mulțumesc mult de tot de invitație și cu mare drag și altă dată. Cu mare drag și eu. Fie că este vorba despre administrație publică, despre retail, despre FMCG, logistică, despre profesii liberale, financiar bancar, pharma sau despre ITNC. Când este vorba despre acte oficiale, dă valoare juridică semnăturii tale electronice și folosește semnătura calificată. O campanie de conștientizare CertSign. Îți dăm în scris dacă nu ne crezi. Update cu Sorin Badea.